Încheierea vlogului de săptămâna trecută spunea că nu cred că o să fac vlog săptămâna asta, dar pur și simplu nu mă pot abține, serios, dacă am remediu, nu mă pot abține. Așa că dăm frâu unui nou daily vlog pe câteva zile, astăzi fiind, ce zi e astăzi, fraților, miercuri, azi e miercuri. Și am venit în pădure, de dacă găsim ceva ciupercuțe, să admirăm peisajul ăsta gălbior. Poate să fac și o 2-3 poze, că de-aia a venit. Și petrecem o după-amiază corectă, corespunzătoare, cu un vânt excelent, în familie, la pădure. Nu e vântul excelentă? Micuța asta de aici nu are friguri. Eu mi-am luat geaca pe mine că na, stau la umbră și totuși eu sunt cea mai friguroasă din familia asta. Restul de populație n-are nicio treabă cu vântul, cu frigul, cu nimic. Eu sufăr de frig. Am găsit ceva ciupercuțe și nu m-am luat așa de data o moleșeală, o oboseală și mă odihnesc aici lângă brazii ăștia, miroase absolut minunat și atâta liniște și atâta pace, nu mai aici poți găsi. Bine, aici în pădure, în malul mării. E frumos să ai și fânierul deschis, Elena, e frumos? Nu e frumos, dar nici urât nu este. Am venit de la pădure, am adunat câteva ciupercuțe, nu chiar exagerat foarte, foarte mult, de o mâncărică. Le-am și halit pentru că alea nu trebuie să stea până a doua zi, le halim imediat. Asta, că am făcut cina, am mâncat, am fost să și cumpărăm câte ceva de aleguri. Și acum urmează să mă demachiez, să mă duc să-mi fac un duș, mă bag în somn pentru că m-am luat o moleșeală din aia, moleșeală, m-a luat de la pădure, m-a luat așa cu oboseală, pentru că dimineața asta am filmat 3 clipuri, am meditat un clip, a fost așa foarte multă muncă dimineața asta și m-a luat încă de la pădure, așa moleșeală, dar acum ajuns acasă și mâncată, sunt ruptă, să mă demachiez. Problema stă cu demachiatul, că atunci când folosesc rimelul de la Maybelline, se dă foarte, foarte greu jos decât cu apă în micelar, așa că nu știu ce să fac. Adică o să insist, că altceva n-am ce face, pentru că apa bifasică e la teren. Nu o am aici, am dus-o acolo. Mă duc, mă demachez, somn și mâine o nouă zi, o nouă aventură, așa că noi ne vedem mâine. La voi, în câteva secunde, la mine, un somn bine meritat de... Bună ziua! Încep astăzi să vorbesc cu voi pe stradă. De unde venim, drăguțo? De la școală. De la școală venim. Am luat puietul de la școală și mergem acasă să mâncăm. Mami toată dimineața a fost cu treabă. Da, am făcut o casă nouă. Am primit și flori de la puietul meu. Eu am făcut treaba prin casa, aceeași treabă pe care o fac mereu. Hai, Bito, haide! Îmi curge ochiul ăsta groaznic. Nu mi-am luat ochelari. Eu trebuie să port ochelari non-stop, da. Ce faci? Mâncare? Fasole! Îți place? Bă, ziceam eu că fac eu ce zice doctorul. Nu fac, fac numai ce mă taie capul. Și acum îmi curge ochiul ăsta groaznic din cauza la prea multă lumină. Am meditat și clipul pentru astăzi, este la randaj și ne-am băgat în dormitor, ne-am pus căldura, ne-am băgat în pat, în plapumă, eu și Alexa. Și Alexa se uită puțin pe Disney și iar eu citesc puțin. Pur și simplu nu m-am putut abține cu lighe. Așa că am luat carte și o să citesc puțin din carte. Afară plouă, e frig. Ce zi din aia de toamnă în care nici nu poți să ieși afară, nu poți să faci mai nimic, că n-are rost și sens să ieși afară să te ploaie. Așa că o să ne petrecem după amiaza cel mai probabil în căsuță. Poate facem niște gogoși mai după amiază. Da, facem gogoși! Dacă avem toate ingredientele, facem și gogoși. O, mergem să cupăr. Nu mai e să cupăr nimic, că bate un vânt afară, ba. Am văzut pe Alexa, un frig! Un frig și bate un vânt, mamă, ți se ia orice plăcere de ieși afară cu vântul ăsta. Faza e că una e să fie frig și alta e să fie și frig și să bată și vântul, că atunci se intensifică totul la dublu, știi? Așa că o să luăm o pauză de dormitor, o oră, după care pun și eu clipul la suit pe YouTube
și cred că o să facem gogoșele după amiaza asta ca să avem ce face, că nu putem să stăm toată după amiaza băgate în brlog. M-am schimbat de bluză că mi-este frig, mie acestui copil nu este frig și ne-am pus să facem gogoșele. Gogoșele facem. Avem aici ingredientele. O să încerc o nouă rețetă de gogoși, să vedem, poate asta iese mai decentă, pentru că eu caut niște gogoși, de fapt o rețetă de gogoși să fie mari, mari, dar înăuntru să fie golgolașe, nu pline, nu să fie genul de gogoașă belgiană, dar să fie mai golaș așa. Sper ca rețeta asta să îmi iasă. Hai să vă arăt și voi ingredientele, că nu știu, poate vă interesează. Deci, avem aici 800 de grame de făină, mai am acolo niște făină, ne ajută după aia la întins. 2 ouă, un cubuleț de drojdie proaspătă, 25 de grame. Ale, o secundă. Zahăr aici avem 200 de grame de zahăr. Am pus 240 de grame de zahăr brun, că ăsta nu e la fel de dulce ca cel alb. Lapte, 500 de grame. Vedem dacă mai este nevoie. O esență de portocale, o puteți înlocui cu cea de vanilie dacă vă place. Coaja de la lămâia asta și unt. Era să uit de unt. Aici am 100 de grame de unt pe care urmează să îl topesc. Haideți să începem treaba. Prima și prima oară trebuie să pun la încălzit laptele. Bun. În acest lapte trebuie să pun și zahărul la topit și mai la sfârșit pun și drojdia, tot așa la topit. Prima oară trebuie să aștept să se topească tot zahărul ăsta în lapte. Cred că o să adaug și puțină scorțișoară, doar așa, să-i dea gust. Deja, ia uite, s-a înnegrit laptele de la zahăr. Ok, laptele este călduț, adică poți să țin mâna și pe oală și și în lăptic dacă este cazul. Acum adaug drojdia, cubulețul de 25 de grame de drojdie. Poftim camera, domnișoară. Și ca să activez drojdia, adaug și 2-3 linguri de făină. Și acum o să amestec compoziția asta și o să las 10 minute la dos frit. Haideți să vă arăt ce am mai adăugat aici în făină. Am adăugat, vedeți, coajă de mandarină, lămâie verde, care are un gust și un miros extraordinar, și un praf de sare. Acum urmează să adaug cele două ouă. Uite, adaugă-le aici în mijloc, ușurel. Astea sunt două ouă, pur și simplu bătute. Ok. Tot. Am făcut eu groapa. Tu ai făcut groapa? Așteaptă o secundă. Trebuie să adăugăm amestecul, care este aproape gata, ia uite ce bine arată. Alexa începe să amestece compoziția și eu adaug așa câte puțin lichid. Amestec, uite ce bine să ai ajutor în bucătărie, o fetiță. Deci cum tati nu e? Păi da, da, o fetiță e un mare ajutor în bucătăria mamei. Adaug toată compoziția. Nu ajută pe mama ea. Acum voi incorpora puțin ingredientele până trec pe blatul de lucru. Acum este momentul să adaug și untul. Momentul crucial, adăugăm și unt topit. Și începem să amestecăm toată compoziția asta. Poftim. Să devină ceva omogen, iar după scot toată nebunia pe blatul de lucru. Am frământat aluatul undeva la 10 minute până nu s-a mai lipit de mâini. I-am presat așa puțin, i-am pus puțină făină pe deasupra și l-am pus din nou în castron. Treaba asta o să o las așa, că urmează să întind aici blatul, așa că rămâne totul așa. Da, mami. Și acum astupăm castronelul cu un prosopel și lăsăm la dospit o oră. Alexa deja se joacă cu cocă, n-are ea treabă. Uite, o pun aici la căldurică, pentru că ochiul ăsta a fost aprins, a încălzit laptele. Și lasă aici la căldurică, acoperit. Sperăm să iasă ceva din rețeta nouă. Da, mămica, spune. Eu ies în un gogoșel ca și merit. A, bun. Haideți, mă pun să spăl și o vasă între timp. Ia priviți ce avem noi aici, cât și-a dublat volumul. Ia uite-l, mamă, ce-a luat de gogoșele, pregătit să fie întins. Și apropo, aici îmi fac un sandwich la tigaie.
Are înăuntru un fel de sălămiuri subțire, subțire tăiat și niște brânză topită. Îl întorc pe o parte și pe alta. El se gătește între timp la tigaie și foarte, foarte bun. Ne place mult. Am lăsat aluatul un centimetru grăsime și o să-l tai cu un castronaș. Pentru că vreau niște gogoși mai generoase de data asta. Și uite, pun așa castronașul. Eu fac unul meu. Și uite, fac așa. Și a ieșit ditai gogoșica. I-am dat bătaie cu pusul la prăjit de gogoșele și când le scot le dau prin zahăr brun. Nemăcinat de nimic, pur și simplu așa. Că după fiecare își pune Nutella sau gem după preferințe. Astea sunt primele care au ieșit. Arată oarecum ciudățel pentru că au zahărul ăsta pe ele. Da, asta e al tău. Dar să știți că la gust sunt foarte, foarte ok. Merge treaba. Deci rețeta asta de gogoșele, să spun că a ieșit. E de bine cu ea. Uite, trebuie scântoarse, dacă nu, mi se ard. Așa că vă las. Continui cu friptul de gogoșele. Nu știu cum să vă explic cât de frig îmi este mie astăzi. Am pus căldura. Deci căldura e pusă în toată casa și eu mor de frig, la propriu. A nins la munte, fraților. A nins așa puțin. Se văd în munți așa puțin niși. Și deja îmi bate gândul să mă duc mâine până într-acolo. Să vedem, poate pot filma câteva cadre, ceva frumos, drăguț pentru Vlogmas. Dar să vedem. Asta mâine decidem. Am vorbit cu Ștefănuț. Mâine dimineață luăm micul dejun și plecăm. Dacă prindem și zăpada, e genial, minunat. Dacă nu facem un fel de excursie la munte, așa de jumătate de zi, că e aici aproape. În altă ordine de idei, ce am făcut în dimineața asta, mă vedeți nemachiată pentru că astăzi n-am filmat nimic. Sunt la laptop și nu vreau să vă arăt mai mult pentru că biroul meu arată groaznic, jalnic. Dumnezeule, am editat clipul de astăzi și am mai făcut niceva chestii de contabilitate la calculator, că na, se mai întâmplă și din astea. Și mi-am făcut și unghiile, mi-am schimbat culoarea, ținând cont că mâine mergem la munte și totuși doresc din suflet să găsești ceva zăpadă, zic să mă prindă cu roșu la mână, la degete pe unghii. Și pentru asta am folosit o ojă care mi-a căzut la calendarul advent de la Douglas. Ați văzut, cred că deja deschiderea vineri, dacă ținem cont că voi dați luni la clipul ăsta, vineri a apărut unboxing, calendar advent, Douglas, la asta lucrez acum. Deci, am pus pe unghii oja asta roșie și ca să fie așa, nu știu, mai special, am dat ca finish top codul ăsta de la Wet n Wild, un top coat mat. Uiteți că oja este mată. Ziceam la un moment dat că nu-i bun, nu e bun. Nu se giobește oja imediat, dar ținând cont că ăsta e singurul top coat mat pe care l-am în casă acum și aveam nevoie de mat în viața mea, am zis că să-l folosesc, așa că da. Bun, mă duc să fac mâncare, pentru că trebuie să mai și mâncăm în viața asta noastră și cred că în clipul ăsta o să vă arăt o grămadă de rețete. Că mă duc să fac niște orez, un orez, o rețetă proprie, să spun așa, și am zis să deschid camera și să împărtășesc rețeta și cu voi, să vă arăt că poate vă inspiră să faceți și voi un orez. Că nu mai știu ce să faceți de mâncare, uite, Elena vă mai inspiră cu ce mai gătește ea, că și eu mă uit la alte fete ce mai gătesc și așa mi-au idei și așa mai departe. Așa că mergem la bucătărie și vă arăt cum decurge treaba cu orezul, după care Alexa de la grădi, fraților, încă nu mi-a intrat în căpucul ăsta că Alexa se duce la școală, serios. Deci când m-au auzit că zic grădi, știți că Alexa e clasa 1, ignorați, ignorați, Elena nu s-a obișnuit. Mă duc să fac încărică, că vine copilul de la școală și trebuie să mănânce. Iar după amiază, cred că vom ieși puțin în parc cu Alexuța să se plimbe cu bicicleta. Ștefan e și el acasă, așa că o să facem o plimbare familiară pe afară. Bun, haideți la bucătărie să începem halea pentru astăzi. Haideți să vă arăt. Am aici legume, mai exact rădăcinoase. Am aici gulie, niște praz și morcov, iar în loc de ceapă astăzi voi pune praz. După cum vedeți, apa am pus-o deja la fiert. Adaug toate legumele în apă. Bineînțeles că cu o mână nu prea se poate, dar încerc. Le las să fiarbă, nu știu, 10 minute, iar după adaug orezul.
Haideți să vă mai arăt și celelalte ingrediente pe care le voi adăuga la orez. Evident, orez, orez spălat, corect, corespunzător pentru a face din el mâncare. Niște sare, am pregătit și ciupercuțe din astea tăiate, ca să, dacă nu avem carne, măcar să fie ceva consistent acolo, așa că ciupercile o să înlocuiască carnea. Niște piper, vedeți acolo, și din asta de soia, zic să-i zic salsa de soia, sos de soia. Din asta pun foarte, foarte puțin, pentru că este sărat și trebuie să am grijă cu sarea când pun sos de soia, dar îi dă așa un gust special. Deci, punem camera, o fixăm, uite, cam așa, și în cele ce urmează, voi pune orezul în legume. Orez mereu, să știți că pun la ochi, niciodată nu urmăresc măsură. Și dacă mai e nevoie de apă pe parcurs, să mai adaug apă și gata. De asemenea, voi adăuga și ciupercuțele, amestecăm așa puțin, puțin, adaug sosul de soia, o linguriță, două lingurițe, puțin piper, ok, și lăsăm să fiarbă. Voi adăuga jumătate de linguriță de sare și acum am să las totul să fiarbă, mai exact orezul, pentru că legumele erau deja pe jumătate fierte. Eu, ca să mă asigur că este destul de sărat orezul, gust puțin sub pizza și aici decid dacă mă adaug sare sau nu. În cazul de față mai trebuie, altfel nu o să iasă sărat orezul, pentru că orezul absorbe tot gustul din supa. Poate dai peste mine acum. Ce atac, băi, vezi să nu dai peste mine, stai să mă dau într-o parte, că poate te văd aici băgată mine. Am ieșit la plimbare cu trotinetă, cu bicicletă, cu Peugeot, domnul din spate. Suntem bine, adică se face noapte la 5:30-6, formidabil, minunat. Dar noi ieșim, că na, și un frig groaznic. Oprește-te acolo! Mare, vină, mami, pe aici! Seara, ce faceți? Alexa, tipo. Facem cu schimbul aici. Dau eu o tură cu trotineta, dă Ștefan o tură cu trotineta. Rămânem doar la o trotinetă în casa asta. Eu m-am gândit că vreau bicicletă, clar. Nu cu motor, bicicletă, pe bune. Și un frig, frate. Frig, doamne, doamne. Și uite, ăsta e un motiv pentru care am ales să ne mutăm la mare, într-o zonă foarte, foarte călduroasă. Urâm cu tot sufletul nostru frigul și unde mai pui că și nedoroasele foarte tare când este frig. Să zicem că și pentru bunăstare și pentru sănătate am ales să ne mutăm într-o zonă cu o temperatură destul de interesantă. Aici frig, astăzi, doamne, am dat drumul la căldură la maxim pentru că nu se poate altfel. Și afară frig, frig, dar nu poți stai numai în casă, trebuie să-ți umpli plămânii de oxigen. Așa că am venit aici, în zona asta tare faină, unde are străduță specială pentru biciclete să învețe, are și semne de circulație, ia uitați, să-mi semn, e gol, da, când vreau și o să arăt ceva interesant, uite, semne de circulație și multe curbe pentru a face Alexa progrese, așa că o să stăm aici o oră, e vineri seara, după care mergem acasă, vedem ce mâncăm așa pe repede înainte și cred că un film. Că abonament la Amazon Prime și abonamentul ăsta include și tot ce înseamnă Amazon Video, adică filme și așa mai departe. Mi l-am făcut mai mult ca pentru livrarea gratis care e cu Amazon Prime și ținând cont că intră și filmele, că atât mai bine pentru Ștefan și pentru mine, că na, vine sezonul rece. Uite, vine seara. Vă ziceam înainte să se întâmplă accidentul. A căzut Alexa cu bicicleta, ceva normal. Mare mirare, chiar îmi spuneați voi în comentarii că Alexa nu a căzut la primele încercări și de asta m-a prins frică. N-a căzut deloc până acum cu bicicleta. Asta e prima oară și continuă să pedaleze, adică fără probleme. A căzut, a plâns puțin, s-a ridicat. Dacă are susținerea părinților, totul e mai cum trebuie. Vă ziceam de Amazon că mi-am făcut Amazon Prime și că avem și televizor, adică televizor avem, că avem video, filme și alte nebunii. Da, merge iarna să mai uit la un film. Poate găsesc și mă uit la Joker, că tot am văzut că vorbește lumea despre Joker.
poate mă uit. Nu mi se pare atractiv sau interesant, dar măcar așa să vă pun la jumate, să mă prindă, nu știu, dacă mă uit, vă zic. Dar până una alta, cred că mai sunt puțin el și mergem și noi acasă, că e frig. Să vezi mâine ce frig. Da, ne mănâncă, vrem zăpadă. Mâine dimineață plecăm la zăpadă, luăm micul dejun și plecăm încolo. Filmăm totul, documentăm, evident, vă dați seama, vă dați seama. Noi ne auzim, dragilor, mâine. Acum să petrecem și noi câteva momente în familie, da? Ne auzim mâine. Bună ziua, bună ziua, dragii mei, am condus până acum. Din acest motiv nu v-am vorbit. Dar uite, am ajuns la munte, 8 grade avem, dar la soare e veritabil. Nu știu dacă apreciați, suntem la o altitudine considerabilă. Și am oprit la prima oprire o cascadă superbă, minunată. Am venit aici cu Alexa când avea vreo 2 anișori și acum am revenit să o vadă din nou, să-și reamintească, bine că nu mai ține minte nici drumul, nici nimic. Doamne, și aer curat! Dar am scos camera să vă arăt și vouă peisajul, că e desăvârșit, minunat. Zăpadă se vede, dar cel mai probabil mai încolo, aici nu avem zăpadă. Dar e rece, e friguleț! Hai să întorc camera să vă arăt. Ia priviți de unde cade apa. Ce fac cu Alexa, s-a urcat acolo sus. E super aici. Nu am dat de zăpadă. E pe partea alaltă, pe culmile alea alte, nu aici lângă noi. Bine, frig este, că e frig, da? Nu se aude nimic. Liniște, liniște. Uite, acolo e zăpada. Uite, acolo, acolo e zăpada. Dacă nu am găsit zăpadă, măcar am găsit fructe de iarnă. Ia uite ce am găsit aici. Vrei una de aici? Poftim. Sunt aici o grămadă de pomi abandonați de Madronio, exact lângă stradă și am oprit. Am luat și noi câțiva, că ne plac așa de variat fructele, e ok. Acum mergem spre casă, că zăpadă, ciuciu. O luăm pe alt drum, dar mergem spre casă. Hai! O, luminositate, ciuciu, nu? Pune centura tu. Hai să mergem la următoarea oprire. Stați așa să mă focusez, să vă dau cu bună ziua. Ce faceți, dragii mei? Ai, de ieri n-am mai vorbit cu voi, am ajuns acasă, am mâncat și ne-am pus să dormim, ne-am odihnit. Dacă vă pun eu aici, stați să vedem dacă merge treaba, dacă vă pun aici. Super! Ne-am odihnit ieri, n-am făcut mare lucru, seara ne-am uitat la un film, deci a fost o zi mai de relax, pentru că ne așteaptă o săptămână din asta ca lumea și am zis să profităm. Astăzi avem și noi musafiri, musafiri prietenii noștri, mai exact neamurile noastre, pentru că prietenii noștri sunt... și neamurile noastre. Vorbesc aici despre tușii mea, o furculiță, un cuțit ceva, și cu metrii noștri. Cum afară plouă și nu putem să facem grătar, vin la noi. Pregătim ceva de mâncare, jucăm cărți. A scos-i pe grivei. Foarte bine. Eu acum fac o salată de varză, am niște cartofei la cuptor, vreau să fac niște fidea cu fructe de mare și o să vă arăt ce tip de fidea, stați mai puțin. Când mă refer la fidea, mă refer la fideaua asta groasă pe care o folosesc spaniolii în loc de paella să facă fideua. Așa se cheamă și un fel de pastă, vedeți? Dar ei spun că e o fidea mai grosuță, așa că o să fac și eu astăzi. Pur și simplu se fierbe fideaua asta în supă de pește și se adaugă, evident, fructele de mare. Asta voi face. De asemenea, se duce Ștefan să cumpere 2 pui grăsălani, salată de varză, v-am spus, și cartofii care avem în cuptor și cam ăsta este meniul de la prânz pe care îl pregătesc pentru tovară și care vor să vină. Am aici beuturi, cola, ce mai am aici, uite, de fructe, Aquarius, deci am de toate. Sunt bine pregătită ceva aperitive și cam asta e pregăteala, că
sunt de casă. Oh, și o arăt într-un mare, mare fel, acum dau seama, și sunt un unicorn. Bun, continui și eu cu treburile pe aici prin bucătărie și poate vă mai filmez așa pe parcursul zilei cât de puțin, pentru că o să fiu și eu aici prezentă cu prietenii. Am aici un preparat pentru supă sau paella și avem aici scoici, creveți, midii și bucăți de pește și pe lângă asta am mai luat și creveți curățați pe care îi voi pune așa pentru că personal îmi plac foarte mult creveții. V-am zis, pideaua asta, pastele și am luat și supă de pește gata făcută, chestie din asta care e ok la ingrediente. Prima și prima oară pun chestiile cu puțină ceapă călită la fiert cu supa. După care adaug și celelalte ingrediente și asta e. Se face super, super rapid și nu vă spun cât de gustoasă e toată treaba. Bineînțeles, dacă sunteți iubitori de pește, dacă nu, nu vă recomand că na. Hei, dragilor, iaca, am ajuns și la sfârșit de daily vlog. Cu părere de rău că astăzi n-am filmat prea mult, dar pur și simplu am făcut viața socială aici în casă. Am venit o vară și am jucat cărți, table, șeptică vreau să spun. Am mâncat, am râs, am glumit, am pus țara la cale, cu ieșiri, cu alte chestii și a fost ok, a fost fain. Și am ieșit așa puțin din rutină. E adevărat că atunci când vin tovarășii pe la mine, nu prea pot să filmez și să mă dezvolt cum o fac eu de obicei, că na, fiecare are intimitatea lui și fiecare a vrea sau nu să apară. Ăștia n-au nicio problemă neapărut, dar mai bine așa, să fim mai discret și să păstrăm timpul ăsta pentru noi și să nu arătăm chiar tot pe internet, că noi suntem așa puțin mai nebuni. Astea fiind spuse, mă duc și eu repede să fac o băiță. Alexa deja face nani, băiță, după care puțin citit și somnic. Iar de mâine sper eu să încep un nou daily vlog pentru că săptămâna care vine o să fie destul de interesantă, așa că nu pierdeți săptămâna viitoare vlogul. Astea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, până aici clipul de astăzi. V-am spus, noi ne vedem lunea viitoare, sper cu un nou daily vlog. Iar în fiecare zi, după cum v-am obișnuit, la 7:30 avem clipuri noi. Vă pupăcesc extrem și ne vedem curând. Pa, pa!